Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Simona Pomazan, iată pentru început principalele subiecte ale acestui jurnal. 200 de persoane au protestat în centrul Piteștiului pentru a arăta că sunt solidare cu polițistul ce a postat pe rețea de socializare faptul că în piața Ceir au loc mai multe ilegalități. El este cercetat de superior pe motiv că ar fi trebuit să anunțe colegii și nu să posteze pe Facebook. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Argeș susțin însă că polițistul este cercetat doar pentru nerespectarea atribuțiilor de serviciu. Zeci de buldo-excavatoare și camioane au cărat sute de mii de tone de zăpadă din oraș pe platformele special amenajate. S-a lucrat atât sâmbătă cât și duminică la foc continuu. Aproximativ 200 de persoane au protestat în centrul Piteștiului. Oamenii au vrut să arate că sunt solidari cu polițistul ce a postat pe o rețea de socializare faptul că în piața centrală a Piteștiului au loc mai multe ilegalități. Acum, comisarul șef Dănuț Dinu este cercetat de superior pe motiv că ar fi trebuit să anunțe colegii, nu să posteze pe Facebook. La meeting a fost prezentă și realizatoarea Antena 3, Dana Grecu. Impresionată de faptul că oamenii au ieșit în stradă pentru că au considerat că polițistul a fost nedreptățit, Dana Grecu a fost alături de cei prezenți aproape două ore cât a ținut protestul. Vedeta Antena 3 a venit la Pitești pentru a atrage atenția asupra îngrădirii dreptului la liberă exprimare. Nu înțeleg de ce Direcția de Informație a Ministerului de Interne se ocupă cu astfel de cazuri, când în România, la ora asta, mafioți și politicieni își dau ordine unii altora. Cred că sunt lucruri mai importante de rezolvat în Ministerul de Interne. Am venit aici să apăr dreptul unui om la liberă exprimare și mă gândesc că fără oameni ca acesta, țara asta n-are cum să se schimbe. E periculos să ajungem toți legume, civic vorbind. La protest a fost și un fost deținut politic. Are 75 de ani, se numește Marin Neacșu și a pătimit 3 ani în închisorile comuniste. Urăște nedreptatea pentru că a avut și el parte de asta în 1957, la 17 ani, atunci când a fost luat de pe stradă și aruncat în închisoare. Acesta este motivul pentru care a venit să protesteze. Trăgeați speranță că lucrurile se vor schimba? Da, bineînțeles, și uitați, vedeți dumneavoastră. Aveți vreo explicație de ce nu se schimbă lucrurile? Păi, vă spun de ce nu se schimbă. Toți foștii, nomenclaturiști, securiști, rudele copiilor sunt... Bine mersi! Bine mersi și restul... Sunt aici pentru cei 4 copii ai mei, dar și pentru alți copii pentru care suntem părinți spirituali, pentru care îmi doresc un viitor frumos, o viață liberă, o țară liberă și un viitor în care vor avea curajul să poată să spună adevărul fără să fie sancționați. Oamenii prezenți la mitingul de protest spun că nu vor renunța până când polițistului nu îi se va face dreptate. Sunt convinși că Dănuț Dinu este cercetat de șefii lui pentru postarea de pe Facebook și, spun ei, este un atac la libera exprimare, chiar dacă șefii polițistului infirmă acest lucru. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Argeș susțin însă că polițistul nu este anchetat, este doar cercetat pentru nerespectarea atribuțiilor de serviciu și în urma acestor verificări se va stabili dacă Dănuț Dinu va fi sau nu sancționat. Domnul comisar șef Dănuț Dinu nu este anchetat. Cazul Dinu, cu ghilimele de rigoare, așa cum a fost prezentat și în presă, a pornit de la un articol apărut în presa locală, un articol corect, spun eu, și de bun simț, prin care semnatarul articolului se întreba dacă este normal ca un polițist și chiar purtătorul de cuvânt al instituției să reclame infracțiuni pe Facebook. Văzând mesajul pe care domnul comisar Dinu, comisar șef Dinu, l-a postat pe Facebook, am văzut și noi despre ce este vorba. Dumnealui afirma că a trecut prin piața centrală din municipiul Pitești și în urma lui cetățeni strigau țigări, țigări, petarde, petarde. Asta în condițiile în care în toată luna decembrie au fost acțiuni aproape zilnic în piață, s-au confiscat țigări, s-au confiscat obiecte pirotehnice, iar domnul Dinu, care a mediatizat aceste rezultate ale colegilor noștri, a făcut astfel de afirmații. Domnul Dinu, ca polițist, avea obligația să intervină, să ia măsuri sau să sesizeze. Ori, dumnealui niciodată nu a făcut niciuna, nici alta. Din aceste motive, s-a declanșat o cercetare prealabilă, în conformitate cu normele interne de cercetare a polițiștilor, pentru a se stabili dacă domnia sa a comis sau nu a comis o abatere disciplinară.
Noul cod penal a intrat în vigoare. 400 de deținuți din toată țara ar putea fi eliberați în baza noului cod. 200 dintre ei au depus deja cereri la ANP. Noul cod de procedură penală prevede micșorarea drastică a unor pedepse. Și de la penitenciarul de maximă siguranță Colibaș până acum a fost eliberat doar un deținut. Spre exemplu, furtul și înșelăciunea, care până acum erau pedepsite cu maximum 12 ani, vor fi încadrate până la 3 ani de închisoare. Pedeapsa pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave scade pentru cei găsiți vinovați de la 20 de ani la o pedeapsă între 1 și 5 ani. Prin urmare, cei care acum sunt condamnați la peste maximum prevăzut de noua lege pentru astfel de fapte vor fi liberi printr-o simplă cerere către instanța de judecată întocmită de comisii speciale din fiecare penitenciar. Pedepsele cu executare vor avea alternative. Una dintre ele este renunțarea la pedeapsă. Ar mai fi suspendarea executării sub supraveghere. O altă noutate este noțiunea zilelor amendă, adică dacă un condamnat primește o pedeapsă nu din categoria faptelor grave și foarte grave, poate să-și plătească eliberarea. Cuantumul unei zile amendă se stabilește în funcție de posibilitățile materiale ale condamnatului și poate fi între 10 și 500 de lei. Numărul acestor zile îl stabilește magistratul. Ar mai fi arestul la domiciliu, care va trebui să implice monitorizarea condamnatului cu o brățară dotată cu chip. Se introduce judecătorul de drepturi și libertăți, mai exact, un magistrat care se va ocupa strict de măsurile preventive. Apare noțiunea de suspect, care o înlocuiește practic pe cea de învinuit, adică odată cu începerea urmăririi penale în privința unei persoane, aceasta devine suspect. Pe de altă parte, vor fi incriminate din nou insulta și calomnia, limitând astfel informațiile ce vor putea fi publicate în presă. A început lupta autorităților cu nămeții de zăpadă. Zeci de buldo-escavatoare și camioane au cărat sute de mii de tone de zăpadă din oraș în locuri special amenajate. Pentru început s-a încercat curățarea parcărilor și a stațiilor de autobuz. S-a lucrat și sâmbătă și duminică, fără oprire. Din cauza nămeților foarte mari, piteștenii aveau probleme cu locurile de parcare și așa destul de puține. Tocmai de aceea, pentru autorități, parcările, dar și stațiile de autobuz au fost prioritare. Zeci de utilaje s-au luptat tot weekendul cu zăpada și au încercat să curețe străzile. Intervenim în toate cartierele orașului. Rău este însă că aceste cantități mari de zăpadă sunt atât de mari că nici nu se cunoaște ceea ce faci. Este ca o picătură. Însă, iată, am luat parcările la rând, am luat taxele secundare, între blocuri greu intrăm, fiindcă am avut și surpriza unor mașini parcate necorespunzător și le putem lovi. Sunt mai multe societăți care și-au luat angajamentul că vor elibera orașul de munții de zăpadă. Cu buldo-escavatoare și camioane, muncitorii au creat sute de mii de tone de zăpadă în locuri special amenajate. Am creat în jur de 90 de mașinieri. 90 de mașini și azi până în momentul de față sunt deja vreo 40 și ceva de mașini deja duse. Câte tone are o mașină de aia? O mașină e de 20, de 25 de tone, dar zăpada e mult mai ușoară decât materialul. Deci să zicem cam în jur de cam pe 10 tone, 10-12 tone pe mașină. Avem patru platforme pe care depunem zăpada, acolo unde putem orice zonă liberă, fără probleme de spații verzi și de flori, o depunem și acolo cel puțin temporar. Solicităm agenții economici care dispun de utilaje să vină să ne sprijine și să vină să le spunem unde să transporte această zăpadă. Pentru că este greu și zăpadă foarte mult, autoritățile se gândesc să lucreze și noaptea pentru a curăța străzile, dar acest lucru dacă temperaturile și așa destul de scăzute nu pun în pericol sănătatea muncitorilor. Primarul Tudor Pendiuc face un apel către șoferii piteșteni să colaboreze cu muncitorii și în zonele de unde trebuie ridicată zăpada să nu lase mașinile parcate. Premierul Victor Ponta a declarat duminică seara după ședința USL că la nivelul Uniunii s-a decis ca euroalegerile să aibă loc în ultima zi din luna mai. Totodată au fost stabilite și datele celor două tururi de scrutin pentru alegerile prezidențiale, care vor avea loc în luna noiembrie.
Anul acesta vom ieși la vot pentru a ne alege parlamentarii europeni și pe noul președinte al țării în 3 zile de duminică. Premierul Victor Ponta a precizat că, potrivit legii, alegerile prezidențiale trebuie organizate în luna dinaintea celei în care expiră mandatul președintelui în funcție, adică înainte de luna decembrie. S-au și anunțat 25 mai data alegerilor europarlamentare și 2 și 19 noiembrie data alegerilor prezidențiale. Noi ne pregătim, deja începem să ne pregătim, sigur că știți foarte bine acum, de legat de organizarea acestor alegeri, din punctul meu de vedere, sper și vă asigur că nu vor fi probleme legate de organizarea în foarte bune condiții a ce înseamnă alegerile europarlamentare și, bineînțeles, ajungem și la cele prezidențiale, dar distând de primele de pe 25 mai, ne pregătim și cu siguranță. Și aici, sigur că știți foarte bine, sunt cei de la poliție, de la jandarmerie, de la ISU, care au un rol important în paza secțiilor de votare. Rămâne de văzut dacă Parlamentul va veni și cu o decizie privind referendumul pentru modificarea Constituției și dacă se va desfășura pe parcursul a 2 zile, în aceeași perioadă cu desfășurarea alegerilor europarlamentare. Referendumul se va desfășura cu un prag electoral de 50% prezență. Marioara Murărescu, supranumită și doamna folclorului românesc, a ajuns la televiziunea română pentru ultima oară. Sicriul cu trupul îndrăgitei realizatoare a fost depus la parterul clădirii studiouri. Mii de oameni simpli, dar și voci descoperite de Marioara Murărescu au trecut pe la sicriu pentru a-și lua la revedere de la cea care a fost și rămâne o legendă în promovarea tradițiilor și folclorului autohton. Marioara Murărescu este considerată promotorul folclorului românesc datorită emisiunii Tezaur Folcloric, pe care a realizat-o timp de 26 de ani la televiziunea publică. Doamna folclorului autohton a vrut să devină cântăreață de operă, așa că în 1972 a absolvit ca șef de promoție Academia de Muzică Ciprian Porumbescu, Facultatea de Compoziție și Muzicologie. Din păcate nu a putut cânta o muzică de operă din cauza unei afecțiuni la gât. Și-a luat în schimb doctoratul în folclor și a ajutat foarte mulți artiști să se afirme. În 2003 a fost decorată cu Ordinul Național de Merit în grad de cavaler, iar în 2009 a primit Ordinul Steaua României. Înmormântarea va avea loc marți, 4 februarie, la cimitirul Cernica. Cantonamentul de la Poiana Brașov, lucrurile au decurs normal. Excepție face doar accidentarea lui Dragalina. Directorul executiv al Galbenverzilor, Constantin Stancu, speră ca jucătorul să revină cât mai repede posibil la antrenamente. Dragoș Dragalina a revenit la CS Mioveni după perioada petrecută la CS Universitatea Craiova. Jucătorul a suferit însă o accidentare, iar oficialii clubului speră să revină la pregătire cât mai repede. Dragoș a suferit un accident, o ruptură de menisc, a fost operat. În următoarea perioadă, din câte știu, el va sta în jur de 5 săptămâni. Noi sperăm ca el să se refacă cât mai repede. N-au fost complicații, operația a decurs bine. Acum revenirea lui depinde foarte mult și de el, pentru că pierde o perioadă de 5-6 săptămâni, se poate. Noi sperăm să revină cât mai repede. Putem să-l folosim. Dragalina, fiind un jucător polivalent, echipa din Mioveni ar avea mare nevoie de serviciile sale în sezonul de primăvară al Ligii Secunde la fotbal. Primarul Tudor Pendiuc și-a exprimat speranța ca în acest an Piteștiul să reintre în circuitul organizării de evenimente atletice. Pista de atletism din cadrul complexului Nicolae Dobrin ar urma să fie dată în folosință peste câteva luni. Echipele de mini-volei, mini-handbal și handbal fete din cadrul CS Dacia Mioveni 2012 vor desfășura un cantonament la Voina în perioada vacanței școlare. Pregătirea fizică va fi una extrem de importantă pentru fete, susține directorul executiv al clubului, Dumitru Voiculescu. Plec 3 loturi cantonament pe timpul vacanței, o săptămână, adică mini-voleiul, mini-handbalul și handbalul junioare. În jur de 50-55 de fete. Sigur că un cantonament pe această vreme nu urmărește altceva decât o fortificare fizică, o, să zic, îmbunătățire a lucrului căilor respiratorii, mușchi,
să pună fibră, pentru că acolo am luat mingi medicinale, am luat benzi elastice. În ultima vreme la Voina s-a dat în folosință și o saună și sală de forță și atunci putem beneficia și de aceste facilități. Oficialii clubului CS Dacia Mioveni 2012 declară că deplasarea se va face în deplină siguranță, pentru că s-au luat toate măsurile în acest sens. Veste proastă pentru suporterii lui BCMU. Piteștiul a pierdut licitația pentru organizarea finalei Cupei României în favoarea municipiului Ploiești. La sediul Federației Române de Basket a avut loc licitația pentru desemnarea orașului ce va găzdui Final Four-ul Cupei României la basket masculin, ce se va disputa între 11 și 12 aprilie. La această licitație au participat reprezentanții celor patru echipe calificate în această fază a întrecerii: CSU, Asesof Ploiești, CSM Oradea, BC Argeș și Energia Rovinari. După mai multe runde de discuții, licitația a fost câștigată de echipa din Ploiești, ce a oferit 150.500 de lei, în timp ce formația din Pitești a oferit 150.000 de lei. Softul organizează Final Four-ul Cupei României după o pauză de 6 ani, iar meciurile se vor disputa în sala Olimpia, una dintre cele mai moderne ale României. Sala a fost inaugurată anul trecut, prahovenii jucând aici meciurile din Eurocup. Sorții au decis ca BC Argeș să întâlnească în semifinale pe CSM Oradea, în timp ce în cea de-a doua CSU Asesof Ploiești va da piept cu Energia Rovinari. Echipele care vor câștiga aceste jocuri se vor întâlni în finala mare, iar învinsele vor disputa finala mică. La noapte, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab, iar presiunea atmosferică va avea tendințe de ușoară scădere. În zonele joase, noaptea și dimineața se va semna la ceață pe arii extinse. Mâine, vremea va fi închisă în județul Argeș, cu toate acestea, șansele de precipitații vor fi extrem de reduse. Vântul va prezenta unele intensificări susținute în zona montană înaltă, iar presiunea atmosferică va continua să scadă ușor. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între minus 11 și minus 8 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 0 plus 3 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, punem punct aici Observatorului Local. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mâine vă aștept la aceeași oră. Pe curând!